Hristos a înviat. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cereți și vi se va da. Căutați și veți afla. Bateți și vi se va deschide. Iubiți credincioși, aceasta este porunca Mântuitorului și pentru logica omenească suntem îndemnați să facem lucrul acesta. Dar astăzi, de Duminica Tomei, Duminica în care s-a încredințat Mântuitorul că este și Cel care stă de vorbă cu ei, și Cel care îi binecuvintează, dar și Cel care trece prin ușile încuiate, ne răstoarnă puțin logica noastră ca să aflăm mai ușor care sunt lucrurile pe care le obținem de la Dumnezeu. Pentru că de la oameni ne-a spus Mântuitorul clar cum se obțin. Dacă vrem să obținem ceva, cerem. Dacă vrem să ni se deschidă o ușă, batem la ea. Dar iată că astăzi, culmea, după ce Mântuitorul dă ucenicilor fără ca aceștia să ceară, intră nu după ce a bătut la ușă, ci intră prin ușile încuiate, îl mustră totuși pe Toma că nu a crezut înainte de a vedea. Ei, iată că acestea sunt cele două lumi pe care astăzi trebuie să le împăcăm și să le armonizăm cu noi înșine. Se spune că la 8 zile după înviere, Mântuitorul a venit în foișorul de foc, foișorul de sus, unde erau ucenicii adunați de frica iudeilor. Iubiți credincioși, să nu credem acum că avem de-a face cu un creștinism pe care îl înțelegem noi astăzi sau îl trăim noi astăzi, că el așa a fost mereu. Nu. Imaginați-vă că ucenicii care fuseseră pregătiți de către Mântuitorul măcar în cei 3 ani și jumătate de activitate publică, cu faptul că Fiul omului va fi omorât, va fi dat în mâinile oamenilor păcătoși, dar a treia zi va învia, încă nici acum nu se treziseră să asculte până la sfârșit. Și ne mai mirăm noi când transmitem câte un mesaj și cel care îl ascultă nu îl înțelege. Păi nu îl înțelege pentru că nici nu îl ascultă până la capăt. Dacă ucenicii de la început ar fi pus accentul pe ceea ce trebuie, pe înviere, nici nu ar mai fi băgat în seamă răstignirea și moartea Mântuitorului. Dar iată că ei unde erau astăzi? Erau adunați de frica iudeilor. Deși, iată că erau 8 zile de la înviere și totuși lor le era frică. Și atunci Mântuitorul a intrat prin ușile încuiate și le-a zis: pace vouă. Este primul dar pe care Mântuitorul îl face ucenicilor și este primul dar pe care îl face și nouă. Sau mai bine zis, dacă vrem să aflăm că l-am recunoscut pe Hristos sau că Hristos a venit la noi, trebuie să avem efectele păcii interioare. Atunci însă, când nu simțim această pace interioară, cu siguranță că Hristos n-a venit la noi. Trebuie să-L mai așteptăm, trebuie să-L mai chemăm, trebuie să-L mai rugăm să vină la noi. Pentru că în momentul în care vine la noi, cu siguranță că vine cu pace și cu liniște. Ei, dar să mergem mai departe. Când a venit, imediat după înviere, Mântuitorul tot prin ușile încuiate a intrat, tot pace vouă le-a zis ucenicilor, dar un singur amănunt era. Toma nu era cu el, cu ucenicii aceia. S-a întâmplat ca Toma să nu fie atunci adunat odată cu ceilalți apostoli. Și după ce le-a spus pace vouă, le-a dat și puterea de a dezlega păcatele, spunând: luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele și ierta lor și cărora veți ține, ținute vor fi. Și în prima zi de înviere s-au bucurat ucenicii că au văzut pe Domnul. Așa s-a încheiat prima zi de după Paști, cu ziua învierii. Și după ce a venit, Toma a zis: am văzut pe Domnul. Și Toma a zis: până când nu voi pune mâna mea în coasta sa
și degetul meu să pipăie rănile din palmele lui, nu voi crede. Și la o săptămână intră Mântuitorul, dar intră la fel cum a intrat prima dată. Nu numai că a intrat prin ușile încuiate, dar le-a zis și același lucru. Mesajul a fost acum și pentru Toma, dar și pentru ceilalți. Pace vouă, pacea mea dau vouă, luați Duh Sfânt, cărora veți ieta păcatelor lor, cărora veți ține ținute vor fi. Același mesaj. După ce a încheiat mesajul, a spus: Tomo, adu degetul meu și vezi semnul cuielor. Adu mâna ta și pun-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Și atunci Toma a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Și Mântuitorul a încheiat zicând: Tomo, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Fericiți însă cei care n-au văzut și au crezut. Ei, fraților, pe aici, pe undeva, trebuie să ne învârtim, pentru că cel puțin 50 de ani sub comuniști, asta era acuza cea mai clară pe care o aducea regimul pentru biserică. Vedeți, mă, ce zice la biserică: crede și nu cerceta. Și începeau tot felul de argumentări, cum că dacă ar cerceta omul mai bine, ar afla pe dincolo și pe urmă. Important este că astăzi avem în față două lumi. Lumea a lui cere și ți se va da, bate și ți se va deschide, căutați și veți afla. Dar iată că acest lucru trebuie să fie făcut pentru lumea noastră. Lumea noastră însemnând relația noastră între noi. Dar astăzi aflăm un lucru foarte important, și anume știm cu siguranță când primim ceva de la Dumnezeu. Ni se răspunde foarte clar: atunci când nu cerem. Când ni se deschide o ușă? Atunci când nu batem la ea, când intrăm prin ușile încuiate. Când aflăm că l-au văzut ucenicii pe Domnul? Atunci când credem fără să fie nevoie să punem mâna în semnul cuielor. Și acum să o luăm de la capăt. Ce înseamnă să primești fără să ceri? Rugăciunea de cerere este, așa cum zicea Părintele Arsenie, o făcătură dată. Păi ce, Dumnezeu ne vrea cercetori? Dumnezeu ne vrea eroi. Cum poți să fii erou când toată ziua dă, Doamne, dă, Doamne, dă, Doamne? Logica zilei de astăzi este următoarea: să mulțumim lui Dumnezeu ca și când am primit deja și vom primi. La Dumnezeu timpul se mișcă altfel. Și noi, dacă deja vedem că am trecut obstacolul, așa cum le spun fraților care se apropie de BAC sau de admiterea la liceu sau de un examen la facultate: fraților, singura strategie de a ne simți bine și acum și la vară este ca mintea noastră să fie deja la toamnă. Altfel înmagazinezi niște lucruri când știi că deja excursia e săvârșită. Altfel înveți și altfel nu mai bagi în seamă pisălogeala profesorilor și a părinților și a bunicilor. Pentru că tu știi că deja lucrurile sunt așezate. De ce? Pentru că deja mulțumești lui Dumnezeu pentru un lucru pe care o să urmeze să-l primești. Asta este logica pentru care Mântuitorul ne mai învață încă o treaptă. Bate și vi se va deschide. Cea mai bună, cel mai bun răspuns la acest lucru este următorul: atunci când vrea Dumnezeu, nu e nevoie nici măcar să bați la ușă. Treci prin ea. O să spuneți acum că trebuie să facem ceva exerciții, să ne trecem în partea altă. Nu. Sunt anumite uși pe care numai mintea noastră le vede. Omul nu este mărginit de nimic decât de ceea ce e în capul lui. Dacă tu vezi că în fața ta e o ușă, chiar e o ușă. Dacă vezi că este un zid, chiar e un zid. Dar dacă vezi că este o nișă prin care poți să treci, chiar este acea nișă. Dacă vrei să fie în fața ta o fereastră
prin care să vezi lumea frumos, cu siguranță că lucrul acesta se va întâmpla. V-am mai spus odată, dar cred că destul de mult ca să vă pot aduce aminte acum. Pe un pat de spital erau doi oameni. Unul dintre ei era așa bolnav încât nu putea să se miște pe partea cealaltă și stătea cu fața spre ușă. Celălalt însă și-a luat un canon ca în fiecare dimineață să-i spună ce este afară. Și îi spunea în fiecare dimineață, conform anotimpului, că stătuseră aproape un an de zile împreună, dacă ninge, dacă plouă, dacă e soare, îi spunea cum cântă păsările pe ramuri, cum vin niște turturele, cum înflorește un pom, ce verdeață este, câtă bucurie este pentru cei care sunt afară, copii care se joacă și așa mai departe. Și la un moment dat, într-una din zile, n-am mai auzit cel bolnav pe colegul lui să-i spună dacă s-a făcut dimineață măcar. Și a întrebat asistenta la vizita mare, ca să zic așa, ce s-a întâmplat cu colegul meu, că nu mi-a mai răspuns, nu mi-a mai zis ce e. Ace colegul dumneavoastră, să știți că avea printre altele și diagnosticul dumneavoastră, adică era orb. Așa cum se știe dumneavoastră, numai că el putea să miște. Mata, nu poți și te uiți la ușa asta, da? Nici nu știi dacă e ușă. Zice, dar nu se poate așa ceva. Pentru că el mi-a zis ce e pe fereastră. Ce care e fereastră? Că aici e numai un zid. Iubiți credincioși, dacă vom reuși să dăm mărturie despre ce avem în fața noastră, cu siguranță că vom fi fericiți. Dacă nu vom avea ziduri, vom avea numai ferești. Și să spuneți că nu e posibil așa ceva, ba este posibil, pentru că mintea omului este făcută să aibă ferestre. Și ca să înțelegeți unde bat, Windows. Aceste ferestre sunt pentru a vedea ce a vedea, a vedea ce trebuie. Fiecare om trebuie să vadă pe celălalt. Ucenicii l-au văzut pe Hristos. Și culmea, lui Toma nu i-a fost suficientă mărturia ucenicilor, fraților lui. El a zis, nu, până când nu voi da eu zidul ăsta la o parte, până când nu o face eu o fereastra mea, până când o să-mi deschid eu contul meu și așa mai departe să am și eu Windows-ul meu, nu voi crede. Numai că Mântuitorul atunci când i-a spus, adu degetul și pune-l în semnul cuielor, el atunci n-a mai avut nevoie de nimic. Și a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Vedeți de ce puține lucruri are nevoie omul? Chiar și cel cărcotaș? N-a spus nimeni dintre evangheliști că s-ar fi dus să cerceteze semnul cuielor. Nu, e clar, n-a mai cercetat. Sau să ducă să pună mâna în coasta Mântuitorului, așa cum zicea el, dacă nu voi pune eu mâna, voi crede. Și uite că nu i-a trebuit mult, i-a trebuit să-L vadă pe Hristos. Cu ce? Cu ochii minții. Pentru că pe Hristos, în momentul acela, putea să-L vadă și cu ochii minții, pentru că El trecuse prin ușile încuiate. Probabil că dacă s-ar fi întâmplat să vină iudeii acolo, îi găseau nepregătiți pe apostoli. După părerea mea personală, cred că ușa aia nici nu exista. Numai ei o vedeau. Acum să nu credeți că dau în alte lucruri să vă induc o stare hipnotică. Nu, nu. Vreau să vă povestesc ce este în capul nostru. Noi închidem și deschidem uși. Din punct de vedere al arhitecturii, îmi aduc aminte că sunt trăitor mai de demult, când într-un apartament cu 3 camere, erau 16 uși. De ce? Pentru că omul așa era educat atunci. După fiecare metru pătrat să închidă o ușă după el, să nu-l audă cineva. Noi când eram la București studenți, aveam o mașină de scris acasă. Dar nu fusese declarată și dacă n-am apucat să o declarăm, aia e. Bă, fraților, știți cât am mulțumit că avem atâtea uși? Că nu s-auzea bătaia.
în afară de faptul că băteam numai pe pernă ca să se atenueze. Dar ce vreau să vă spun este că îmi pare bine să constat acum că intri în casa omului și nici nu știi dacă mergi în față când ai și ieșit din ea. Nu mai reuși deloc. Asta demonstrează că lumea deja s-a deschis. Înseamnă că lumea are o altă atitudine. Întotdeauna când intri în spațiul pe care îl folosește un om, îți dai seama de ce fel de om se află în casa respectivă. Pentru că după ce s-a dat drumul la sparge pereți, nici la bloc nu mai sunt uși. Adică să avem pardon. Oamenii s-au deschis, dar trebuie să se deschidă până la capăt. Să nu aibă nevoie de mărturia unuia sau a altuia, ci să creadă direct și să înlocuiască această dorință de a cerceta abuziv și excesiv și energofag, pentru că acest lucru îl ține foarte mult. Spuneam și altă dată că cel mai de temut dușman al fericirii este rațiunea. Să nu credeți că nu știu ce vorbesc. Întotdeauna când simți că ai vrea să te bucuri, vine imediat rațiunea. Da, da, dacă te vede careva, da, dacă te spune cu șeful, nu știu cine. Și gata, începe aceste da, da, dacă s-a terminat cu fericirea ta. Nu te-ai pus bucura de ce ai făcut. Că ce, poate ai făcut în locul altuia, poate că te vede altcineva. Rațiunea. E, rațiunea te face să vezi uși. O să spui, păi dar cum pot eu să ajung la șeful mare ca să-i spun eu păsul meu? Că dacă mă vede șeful meu ăla de lângă mine, că am trecut până înaintea lui, o să-mi fie bine? Păi nu te vede, mă. Așezi o ușă în capul tău între el și... Și între șef și tine, cu siguranță că nu e ușa aia decât în capul tău. Trebuie să înțelegem că între căutați și veți afla și Tomo, adu mâna încoace și vezi și pipă e coasta mea, există viața noastră. Adică noi suntem cei care alegem calea. Noi suntem cei care dăm mai multă întâietate rațiunii sau dragostei. Noi suntem cei care ne apropiem de cineva sau ne depărtăm de cineva. Noi facem garduri sau facem punți între noi și vecini. Iubiți credincioși, cred că Toma nu în zadar n-a fost prima zi între ucenici. A fost ca lecție pentru noi. Ce se poate întâmpla atunci când nu suntem într-un loc și suntem apoi informați de către ceilalți și noi încă ne mai îndoim de ceea ce spun ceilalți. Adică, în cuvinte mai ieftine, cum sunt ceilalți oameni în ochii noștri? Prin ceea ce știm de la alții. Acum, dacă ar fi să mă gândesc eu la o anumită imagine a unui om, și să o compar cu ce mi-a spus unul și ce mi-a spus altul și așa mai departe, aș pierde vremea. Trebuie să o iei ca atare. Până când? Până când vei avea un contact direct cu el. Și atunci te rămurești și cu tine. Dar nu să spui, nu, 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 că nu-l cunosc eu. Până când nu dai o mână cu el, nu-l îmbrățișez, nu-l cunosc. Nu. Pe mărturia celuilalt, trebuie să ne învățăm să simțim pe fratele nostru. Și pe mărturia lui suntem bucuroși apoi să constatăm că ni s-au spus lucrurile adevărate. Pentru că dacă nu facem acest lucru, ne pierdem vremea, toată viața. Nu o să pot să aștept întotdeauna la infinit să mă întâlnesc cu cineva neapărat. Cum ar fi acum eu să... Nu citesc cu drag pe fratele Constantin Noica, că vezi, Doamne, nu m-am întâlnit cu el. M-am întâlnit cu el de vreme ce citesc ce a scris el. Din când în când mai văd câte un ucenic de-al lui și mai limpezez mintea cu fratele Andrei, fratele Gabriel, care mai dau mărturie despre Păltiniș. Fraților, ăștia suntem noi. Dacă nu înțelegem că
adevărați ucenici ne face calitatea de a lua mărturia fraților noștri, nu am făcut nimic. Și ce facem? Batem la ușă degeaba, cerem cui nu trebuie și mai mult o să căutăm unde nu este de căutat. Așadar, deși am întors pe câteva părți partea asta a cercetării științifice, că ateismul se numea ateism științific, nu era așa ateism, nu, ateism științific, și partea cealaltă de simțire, cu siguranță că fiecare dintre noi vom fi atrași mai mult de ceea ce ni se pare nou. Să știți că eu știu și foarte buni credincioși care au o rațiune care le dictează să cerceteze de 5-6 ori. N-am nimic cu ei, fraților. Nici măcar nu o să le spun vreodată că își pierd timpul. O, e treaba lor. Așa s-au obișnuit. Așa fac ei cercetare științifică. Nu e nicio problemă. Eu sunt sigur că vor ajunge tot acolo. Ceva mai târziu, iar e treaba lor. Dar poate le dă Dumnezeu o viață mai lungă și atunci unde este pierderea? Cel mai important este ca ei să fie convinși, iubiți credincioși. Astăzi este duminica în care trebuie să ne convingem că nu există uși, că nu trebuie să cerem de la cine știm că nu o să ne dea și să nu rugăm pe Dumnezeu să ne dea ceva anume, că El știe să ne dea ceea ce trebuie. Astăzi îl îmbrățișăm pe Toma și îi mulțumim că a primit mărturia Mântuitorului și odată cu El aflăm și noi despre noi, că suntem fericiți, că n-am văzut și am crezut. Așa să ne ajute Dumnezeu.